Ne așteaptă o lume mai rațională, mai ancorată în realitate, sau o lume cu tot mai multe interferențe paranormale? Rămâi în continuare ca să auzi povestea ultimei de conspirări a paranormalului. New York, dimineața de 11 iunie 1992. În fața locuinței psihiatrului Richard Gallagher, un preot catolic, însoțit de o doamnă în negru, se opresc și sună. Doctorul, cu cearcăne la ochi, deschide ușa. Bună dimineața, zise parohul. Vin cu rugăminte. Julia ar dori să vă consulte în cazul ei. Dar înainte ca preotul să mai spună ceva, tânăra îl scodi. V-ați cam distrat cu încăierarea pisicilor de azi noapte, nu-i așa? Doctorul rămase perplex. În mod inexplicabil, chiar în noaptea aceea, pisicile lui foarte cuminți și blânde au încins o bătaie nebună, abia a reușit să le separe. De unde știe Julia taine din dormitorul meu? Tânăra, știindu-se posedată de demoni, ceruse preotului exorcizarea. Dar preotul precaut îl invita pe psihiatru la prima ședință ca să se delimiteze în caz că era doar o psihoză. Richard Gallagher, instruit la Princeton și Yale, cu clinică proprie și cu catedră la Columbia University, nu era interesat de exorcisme. Dar amănuntul cu pisicile i-a stârnit interesul. Ei bine, ce a descoperit el cu acele ocazii i-a schimbat total viziunea. Julia, satanistă de rang înalt, de îndată ce auzea numele lui Iisus Hristos, turba și manifesta puteri supraomenești. A fost în stare să arunce un dita mai bărbat la 5 metri distanță. Din pieptul ei țâșneau simultan mai multe voci bărbătești. În jurul ei, obiecte grele dansau prin aer. Ea însăși levita. Chiar și în stare de veche, Julia demonstra calități parapsihice ca telepatia, clairvoyance. După 25 de ani, în 2020, după cercetări asidue asupra paranormalului, Richard Gallagher și-a publicat concluziile în cartea Dușmani diabolici, în care scrie: Am ajuns să cred în existența demonilor, nu din pricina vreunei educații religioase. Mă văd nevoit să admit existența obiectivă a demonilor, pentru că urmez doar evidențele. Da, evidențele și o judecată onestă, singurele care deschid oricui perspectiva realistă, deși străveche și ignorată, pe care o dezvăluie Biblia, o lume bântuită de demoni. Lumea de astăzi tinde să trimită demoni în mitologie, pentru că n-are niciun indiciu cine și de unde sunt, cu toate că Biblia deslușește istoria lor. Apostolul Ioan redă în Cartea Apocalipsei momentul alfa din conflictul cosmic. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ cu îngerii lui. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare. Terra, prin abdicarea lui Adam, în favoarea îngerului apostat Lucifer, a devenit teatrul de luptă între îngeri și demoni. În joc e onoarea lui Dumnezeu și salvarea oamenilor. Așa zisele energii, entități, extraterestri sau spiritele morților, toate nu sunt decât piese de travestii ale acestor iluminate ființe decăzute din condiția angelică. Obiectivul lor este anunțat: să înșele întreaga lume pentru a ne abate de la salvarea oferită de Iisus Hristos. De-a lungul istoriei Pământului,
Ei și-au manifestat prezența prin magie, vrăjitorie, ocult. În veacul nostru, demonii sofisticați continuă să surprindă gândirea rațională. De partea ei, știința, limitată la testul empiric, nu e în stare să identifice natura paranormalului. Și întrucât fenomenele se manifestă prin psihicul uman, știința le-a expediat în categoria boli psihice, la fel ca băștinașul care, urmărind un meci la televizor, crede că jocul se desfășoară în cutie. Psihologia și psihiatria, cum am mai spus, discipline respectabile și foarte utile, au devenit geniștii însărcinați cu dezamorsarea paranormalului, însă în lipsa identificării agentului generator de fenomene paranormale, ele se bat cu morile de vânt, tratând doar simptome. Plecând de la Paracelsus și Swedenborg, ieșind în spațiu public prin Franz Mesmer și ajungând în secolul XIX un fenomen de masă, spiritismul, ocultul și-a făcut intrarea în laboratoare științifice și la catedre prin personalități remarcabile ca Charcot, Freud și Jung și ne încântă cu multitudine de ipoteze speculative care nu fac altceva decât să legitimeze demonismul aflat în ofensivă. Statisticile arată o creștere explozivă a aderenților noului cult vrăjitoresc Wicca, de la 8.000 în 1990 la 340.000 în 2008. Și creșterea exponențială. Conform unui sondaj Gallup din 2005, 73% dintre americani dau credit paranormalului. Astăzi sunt mai mulți și statisticile pot continua. Evenimentele sugerează că ne apropiem de linia de sosire. Războiul cosmic devine tot mai amplu și furibund. Realitatea ne aduce o tot mai benevolentă și convingătoare fața ocultului. Metodele demonilor sunt adaptate ca să satisfacă atât expectanțele lumii seculare, cât și a celor religioși. Bizarele contacte cu aceste ființe din alte lumi vor deveni curând mainstream. Experți în stratageme, aceste spirite vor personifica pe cei morți, chiar și pe Iisus Hristos, și lumea îi va privi ca pe niște salvatori ai speciei umane. Și atunci va detona surpriza. Vor fi doar două categorii, înșelați și avizați. Ca să nu fii păcălit, e bine să știi cu cine ai de-a face. Ia aminte ce spune Biblia. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva uneltirilor diavolului, împotriva stăpânitorilor acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt aici între noi. Cine are urechi de auzit, să audă. Află mai mult pe această temă. Ți-am pus o carte excepțională în primul link în deschidere, plus un documentar bogat pe tema pe care am prezentat-o astăzi. Pe curând!